Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Politehnica Timișoara a reluat joi, 4 iulie, pentru prima dată după pandemie, tradiția expozițiilor de final de an, de data aceasta într-un spațiu nou. Expoziția Future Days reunește în sala de la parterul Facultății de Arhitectură și Urbanism rezultatele tuturor atelierelor și programelor școlii, precum și proiectele de diplomă ale generației 2024. Expoziția surprinde momentul prezent și toată oferta de programe academice pe care școala o pune la dispoziție. Arhitectură, urbanism, reabilitarea patrimoniului, mobilier și arhitectură de interior. De asemenea, această primă ediție marchează și debutul expoziției proiectelor de diplomă. Totodată, în cadrul vernisajului expoziției, decanul Facultății de Arhitectură și Urbanism, Cristian Blidariu, a mărturisit: acum 4 ani, când am atribuit clădirea, aflată într-o stare deplorabilă, nu îmi închipuiam cum avea să se transforme. Cea de-a doua locație a expoziției Future Days, sala Expo, de la parterul Facultății de Arhitectură și Urbanism, găzduiește rezultatele programelor de licență și master dedicate arhitecturii de interior. Printre invitații la vernisaj s-au numărat reprezentanți de la toate facultățile de arhitectură din țară, dar și de la celelalte universități din Timișoara.